mai simplu de pronunțat. FC Botoșani a obținut cea de-a doua victorie în deplasare din actualul sezon din Liga 1, după ce a învins la limită cu 1-0 pe Ceahlăul Piatra Neamț. Unicul gol al partidei a fost înscris după numai 80 de secunde de joc de Attila Hanaghi. Mingea șutată puternic de Martinus a lovit bara laterală și a revenit la Hanaghi, care a înscris la colțul lung. La final, antrenorul oaspeților a remarcat faptul că promisiunea de a oferi fotbaliștilor un repaus odată cu întreruperea campionatului pentru meciurile echipei naționale a dat rezultate. Se pare că i-au stimulat zilele libere mai mult decât orice altceva. Le merită cu prisosință pentru că în tot acest interval, de la începutul campionatului până acum, au muncit, au alergat și rezultatele nu au încetat să apară și atunci e normal să merite și ei niște zile libere. Leo Grozavo, antrenor FC Botoșani. Tehnicianul botoșănenilor a subliniat că marcarea foarte rapidă a golului a permis jucătorilor pe care îi pregătește să își facă jocul de posesie, chiar dacă pe final galben-negri au avut mai mult mingea și au presat susținut. Se putea și mai bine și mai rău. Suntem mulțumiți la momentul ăsta. E bine că am legat al patrulea meci fără înfrângere. Leo Grozavo, antrenor FC Botoșani. Antrenorul FC Botoșani a insistat și după victorie că formația sa nu a fost favorită și a adăugat că obținerea celor 3 puncte permite pregătirea în liniște a viitoarelor meciuri.